Vă spun bun venit la ora de rugăciune și astăzi astăzi vreau ca să medităm puțin la credință și fapte. Ce înseamnă credință și fapte? Cum putem să legăm cu rugăciunea? La început vreau să întreb, pentru ce am venit noi astăzi la biserică? Dacă poate cineva să spună pentru ce am venit noi astăzi la biserică. Poftim? Da, cineva a venit să se apropie de Iisus. Cineva a venit ca să asculte din Cuvântul Dumnezeu. Cineva pentru ce a mai venit? Ca așa avem obiceiul. Și este corect. Este corect ce a spus dumneavoastră și este corect ce a spus dumneavoastră, fiindcă, de fapt, noi cam există aceea că noi ne-am făcut un obicei ca să mergem în sabat la biserică. Nu ne închipuim altă zi ca să mergem în altă zi. Doar știm că după Biblie, sabatul este zi de închinare. Dar totuși, dacă noi am crescut într-o familie creștină, adventistă, de mici copii, mergând la biserică, ne s-a format un obicei că noi să mergem la biserică. Și ne-e important ce facem noi acolo, pentru ce ne ducem. Într-adevăr, noi avem credință, fiindcă dacă este credință, trebuie să fie și fapte, fiindcă Biblia spune că credința fără fapte este moartă. Prin ce se demonstrează credința? Prin fapte. Care sunt faptele? Haideți să ne gândim până când la aceea care sunt faptele noastre, ale credinței. Și în Evrei spune, dacă țineți minte, știți foarte bine, este capitolul 11, care este capitolul eroilor credinței. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Desigur, noi toți credem că Dumnezeu există. Fiindcă dacă nu credeam că Dumnezeu există, nu mai veneam astăzi la biserică. Dar apare întrebarea, da, noi suntem credincioși, dar de ce Dumnezeu nu ne răspunde nouă la rugăciuni? Fiindcă de multe ori noi ne plecăm pe genunchi, facem rugăciuni și răspuns nu-L avem. În lumea creștină sunt mulți care afirmă că tot ce trebuie pentru mântuire este să ai credință. Faptele nu înseamnă nimic. Credința este singura condiție esențială, dar Cuvântul Dumnezeu ne spune că o credință fără fapte este moartă. Și mulți refuză să respecte poruncile lui Dumnezeu și totuși vorbesc mult despre credință. Dar credința trebuie să aibă o temelie. Cu toți avem case, dacă nu aici, avem la țară, în țară adică, și când se construiește casa, în primul rând, se face o temelie bună. Și un om care lucrează în construcții, în primul rând, își face o temelie bună, își pune mult beton armat, ca casa lui să țină bine, să nu se clatine. Desigur, putem să spunem că credința noastră este pe o temelie bună. Avem fapte. Care sunt faptele noastre? Păzim acele 10 porunci. Nu încălcăm niciuna. Toate făgăduințele lui Dumnezeu se întemeiază pe anumite condiții. Dacă împlinim voia Sa, dacă trăim în adevăr, atunci putem să cerem tot ce dorim și ne va fi dat. Păi apare întrebarea. Noi facem tot ce cere Dumnezeu. 10 porunci de la prima până la ultima, noi le respectăm. De ce atunci Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni? Dacă atragem atenția la istoria bisericii primare, noi vedem acolo că erau răspunsuri la rugăciuni, chiar și morți înviau. Înseamnă că dacă în timpul acela Dumnezeu răspundea la rugăciuni, de ce acum nu ne răspunde? Înseamnă că credința noastră nu este atât de puternică sau faptele noastre nu sunt
atât de bune pentru ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. Pentru că în majoritatea cazurilor faptele noastre sunt pentru mai mult ce le facem, le facem pentru binele nostru. Orice faptă care o facem, noi ne gândim că vom avea o răsplată. Așa am fost învățați, am fost educați așa că mergem la lucru, la muncă ca să primim un salariu. Facem o faptă bună cu scopul că această faptă bună se va scrie în cartea de sus și pentru aceasta vom fi buni în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va chema la El, ne va lua la El. Când credința și cu faptele lucrează într-o armonie strânsă, aceasta ne educă ca să fim anume aceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Știm construcția motorului la automobil. Sunt la altele 8 cilindri, la altele 16, 12, depinde de capacitate. Dar luăm un simplu motor de 4 cilindri. Și știm că acele 4 cilindri totdeauna lucrează într-o ordine oarecare. Măcar că sunt doi cilindri într-o parte și doi la mijloc. Dar ei lucrează într-așa o ordine, fiind ca să poată să meargă, să pornească automobilul. Lucrează într-o armonie. În același sens trebuie să lucreze și faptele noastre și credința. Trebuie să ne gândim pentru ce venim noi la biserică. Oare când atunci, chiar și această experiență de astăzi dimineață, atunci când fratele te cheamă la serviciu ca să faci o rugăciune de deschidere, este o problemă ca să facem lucrul acesta? Oare Dumnezeu este plăcut lui Dumnezeu că noi am venit la biserică ca să ne închinăm Lui, să ne rugăm? Și când suntem chemați la serviciu ca să ne rugăm, noi ce facem? Noi ne refuzăm. Este oare aceasta în armonie cu credința noastră? Pentru a avea binecuvântările Harului Dumnezeu, trebuie să ne facem partea să lucrăm cu credincioșie și să ducem roadele corespunzătoare ale pocăinței. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu trebuie să stați în nepăsare așteptând vreo ocazie deosebită spre a face o mare lucrare pentru Domnul. Nu trebuie să neglijați datoria care se află chiar pe calea voastră, ci să folosiți micile ocazii care vi se oferă. Orice ocazie de a lucra pentru Dumnezeu trebuie să o folosim. În situații care putem să ne aducem aminte la toți acei care am venit pentru prima dată în Franța. Când am venit prima dată, căutam orice ocazie ca să câștigăm câte ceva bani. Așa este și pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm orice ocazie ca să facem o lucrare pentru a ne salva pe noi și pe cei din jurul nostru. Noi trebuie să facem tot ce putem pentru a duce lupta cea bună a credinței, să luptăm, să trudim și să ne străduim din răsputeri pentru a intra pe poarta cea strâmtă. Noi trebuie să ne străduim cât de tare să trecem prin această poartă strâmtă și să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să-L avem pe Domnul mereu în atenția noastră, să căutăm să-I aducem cinstea lui Dumnezeu în tot ce facem, având mâini și inimi curate. Ajutorul ne-a fost pus la dispoziție prin Cel ce este puternic pentru a mântui. De aceea, din partea noastră se cere ca să acționăm. Haideți să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne curățească mințile și inimile noastre și să ne dea o înțelepciune ca noi să avem și credință și fapte în armonie cu voia Sa. Ca să nu ne fie rușine ca să ieșim în față să ne rugăm sau să nu ne fie rușine ca să vorbim cuiva despre Iisus. Să fim totdeauna în fruntea poporului Dumnezeu și să fim o lumină pentru cei din întuneric. Amin. Ne vom ridica pentru rugăciune. Cine este mânat de Duhul Sfânt din sală, vă rugăm să înălțați rugăciune.
Îți mulțumim, Părinte Bun, pentru jertfa de pe cruce care l-ai dat pe singurul Tău Fiu pentru iertarea păcatelor noastre. Te rugăm ca să ne curățești, te rugăm ca să ne luminezi mințile și inimile noastre, ca noi să putem să facem voia Ta, ca credința și faptele să meargă într-un lucru armonios, ca să fim lumină pentru cei din jurul nostru, să nu ne fie rușine ca să vorbim despre Tine, să nu ne fie rușine ca să ne rugăm Ție și să ne străduim cu răsputeri să intrăm pe poarta strâmtă. Te rugăm ca să fii cu noi mai departe la acest serviciu, te rugăm ca să binecuvintezi întreaga adunare. Te-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.